Dosar aparte, în aceste zile pe masa judecătorilor din Brașov, un bărbat de 60 de ani din Marea Britanie a fost soltat de polițiști deși avea drept de ședere în România pentru 2 ani. Polițiștii englezi le-au cerut colegilor din țara noastră să-l ridice pe suspect pentru a fi extradat. Bărbatul este cercetat de autoritățile din Marea Britanie pentru 9 infracțiuni de pornografie infantilă. La o percheziție efectuată la domiciliul persoanei solicitate din Marea Britanie în luna aprilie 2017, organele de urmărire au ridicat 2 laptopuri în care au fost identificate un număr de 250.000 de fotografii indecente cu minori. Au fost distribuite? S-au ridicat dovezi cu privire la distribuirea de către persoana solicitată a peste 3.000 de fotografii indecente cu minori către terțe persoane. Principalul suspect a fost arestat în vederea predării pentru 30 de zile de un judecător de drepturi și libertăți al Curții de Apel Brașov și va fi extradat pentru continuarea cercetărilor în Anglia.